Înainte de a începe episodul, vreau să vă zic să dați click pe butonașul de subscribe, dați și pe butonașul de like, dar de asemenea să dați la clopoțel, să dați all notifications pentru a fi la curent cu toate videoclipurile mele. Dar înainte de a trece la episod, vreau să vă zic că aveți link de la canalul lui Lil Kazi în descriere pentru să vă abonați la el ca să fac giveaway la suma de 100 de abonați. În momentul de față are 91. Așa că vom fi și live, deci 4 ore vom fi live pe YouTube pe canalul lui pentru a vedea care este câștigătorul la giveaway și de asemenea aveți și regulile de la giveaway în descriere. Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. De data asta ne jucăm GTA 5, din păcate mi s-a închis filmarea din greșeală, așa că am vrut să cumpăr o mașină abonaților, am cumpărat-o, n-am tonat-o, asta e bine. De fapt, chiar acum am dat order și după ce am dat order am vrut să mă uit la filmare să văd dacă mai filmează, iar am văzut că nici măcar nu am pornit filmarea, așa că o să vă arăt imediat mașina. Să n-am comandat-o aici. Stați așa. Cu ce mașină să mergem? Mergem cu mașina aceasta. Aveți linkul de la City Keys în descriere, linkul de la Instagram-ul meu în descriere, e-mailul meu în descriere îl aveți și de asemenea linkul de la canalul lui Lil Kazi. A venit și mașina abonaților. Sper să mă aud bine. Am făcut 53 de abonați, deci este foarte bine. Ne îndreptăm spre 60. Sper să ne îndreptăm cât mai repede spre 60. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizările de la videoclipul anterior, cel cu Eurotrack. 19 vizualizări și 13 like-uri. Este foarte, foarte, foarte bine. Adică... mergem aici la B4. Așa. A, bă, nu se încarcă, băi, deci nu se poate așa ceva, eu vreau să mă grăbesc să vă iau mașină și aolea, ce frumoasă e berlineta asta. Asta este... A, chiar nu știu când am luat-o pe asta, mă rog. Astăzi vom tuna, cred că este un fel de Mercedes GLS. Din spate pare un BMW, din față pare un Mercedes. Bă, nu, tot Mercedes pare și din spate. După cum v-am zis la început, haideți să dați click pe butonașul de subscribe, pe butonașul de like și de asemenea să vă activați clopoțelul la all notifications ca să fiți acolo cu toate videoclipurile mele. Dar nu prea se aude motorul ăsta. Adică știu că nu e electrică, în niciun caz. Nu se aude așa mult. Sper că se aude ok pe filmare atâta. Iar la 100 de abonați, când o să fac eu data aceasta, o să fac și eu. De fapt, nu o să fac un giveaway, o să fac... nu știu cum să vă zic. Tot un fel de giveaway, după cum v-am anunțat în videoclipul trecut. Nu trecut, cel cu... când v-am zis că dau o aplicație, acum știu pe redul. Photoshop-ul. Iată, știu. Între explozive, horn, lights, headlights. Hai să punem și neoane. Plate. Ești prea metalic. Nu e asta așa. Aș face o culoare așa mai... de... barul ăsta, adică de bani. Să dea... mamă, ce verde pare. Nu prea mi-e mișto albastru. Ia să vedem noi... cred că un fel de gri s-ar potrivi. Un dat acesta.
grafit. Și mergem la secondary metals. N-am prea să observ nicio diferență. Nu? Nu cred. Suspensie joasă. Bă, nici nu cred că a făcut atât de joasă. Turbo, wheels, type, stuf. Poate că erau unele. Dar nu, în niciun caz asta nu cred că se potrivește. Sunt frumoase astea, nu cred. Băi, ți-am uitat să vă spun că sunt aici cu verișorul meu, Luca. Poți saluta lumea, Luca? Ce zici, Luca? Sunt bune jantele astea? Sunt frumoase roțile astea? Da. Nu, nu, e asta de aici, de la... Los Santos Custom, zice, nu știu ce, what a nice, nice car, sau nu știu ceva de genul. Cred că le punem pe astea, nu? I-am cumpărat și noi mașina din garaj pe care am mai devreme, care se semena cu Ferrari a lui. Și o vom turna și pe aceea în episodul acesta. Nu le fac roșii, le fac negre. Tire, design... Frumos, bulletproof, tire smoke. Nu pink, cred. Așa, windows. Negre și mai avem să-i punem light la... Ei, altceva. Și vom face testul pe ciliad, nu știu, după ce vom tuna, stai să vedem câte minute filmez. Filmez de 6 minute. Mergem să turnăm și mașina verișorului și după facem testul pe ciliat cu noua voastră mașină, băieți. Știi că vom cumpăra multe mașini și o să încă o să vă mai cumpăr, că na. Haideți să strângem și la acest videoclip 19, nu, 20 de vizualizări și 20 de like-uri, pentru că vreau să vă că mă susțineți ca la celălalt videoclip. M-am dat pe pasiv mod pe... Fuck. Pentru că nu vreau să mă omoare proștii de aici, de pe sesiune. Dacă mai doriți episodul de GTA 5 împreună cu Luca, să dați acolo un like, să apreciați. Ce-mi vine de aici, frate? De fapt, stai că pasta o pun aici. Cum? De la, merge la penthouse garage. Nici nu frumos din garaj. Ne comandăm mașina de la Night Club direct aici. Așa, stați întâi să mă uit pe net cum se numește. Grotii Bestia GTS, ok. Stați așa, mergem frumos la mecanic. Ce mi-a spus, mă?
Ce fac? Nu spun de asta. Că nu stă aproape de mașină. Cred că stă aproape de garaj. Da, nu contează că se face noapte. Ia să vedem acum dacă răspunde. Dar până la răspunde asta, băi, cred că mă duc pe jos până la... Ah, ok, cred că mi-a răspuns. Nu este agitez, nu? A fost până la da. Ba mergem și pe... Ba nu mergem pe iaht. Nu că sunt pe pasiv mod și nu pot, e un mod în care nu te lasă să scoți armele. Te face invizibil ca să nu te omoare alți oameni, alți playeri și jucători, adică. Pe playeri înseamnă jucători, în engleză. Mamă, ce frumos e asta. Asta nu e berlineta, băieți, pentru că berlineta e alta. Asta e un fel de... Știu că există două feluri aproape la fel, adică unele care înseamnă între ele. Berlineta și cum mai știu care. Pentru o logică, dacă treci cu mașina pe lângă... O, nu fac lângă fete, pe lângă mașini... Mamă, și... Ce mai întâmplă? Păi oricum dacă treci cu mașina pe lângă ăștia de civil de aici, te sperie și dacă tu spre la așa, dacă alergi între ei. Mai ales dacă vii cu viteză cu mașinile în ei. O să vă duc, filmez de 11 minute, bine. Repair vehicle, armură. Oricum, culoarea nu se schimbă decât poate mă uit așa la roșu, ce culori roșii mai sunt pe aici. Hood. Așa sau așa? Așa? Lights, așa... Vreau să trebuie să vedem. Cred că le-aș sta pe alei, că sunt frumoase foc. Ce e cu roțile? Dacă mergem acolo să... În ce? Elicopter, știi, vizită. E frumoasă și pe alb. Dar vreau roșu, ala Ferrari. Iată. Așa. Mergem la skirts. Îi punem pe astea mai frumos așa. Spoiler. Stai așa, cred că îl punem pe ăsta. Suspensie joasă. Transmisie punem full, turbo full. Wheels type sport. Luca, acum trebuie să fie atent aici. Deci nici care îți plac. Hai că-s mai multe. Te, nu le vei peste? Sau... Stai așa. Că-s mai multe. High end. Păi sunt multe așa dacă care îți plac. Te hotărăști la un singur model. Nu vrei așa? E să fie frumoasă așa. Îți plac ce le punem pe astea? Păi nu sunt așa frumoase celelalte. Hai că majoritatea sunt, unele chiar nu sunt. Red. Windows. Bun. Light color, nu, neon color. GTA 5 asta?
Nu știu. Hai să mergem întâi la... Deci acestea cu avem. Ah, fai avem. Hai să mergem direct, dar nu pot. Cred că mai am un loc. Da, așa. Cred că ne comandăm un taxi, o băgăm pe asta la garaj. Și ne comandăm un taxi pentru că nu prea mai am loc în garaj la penthouse acolo, la casino. Și le-au pe capotă? Nu, nu am nevoie de oameni aici, în mașina asta. Nu-mi permit să intre orice om în mașina asta, că asta e mașină luxoasă, e de milioane. Ce treabă am eu cu ei? Deci, băieții, stați așa, vă pun la curent. Deci, asta e mașina voastră. Asta e mașina voastră. Aia e mașina voastră. Și aveți una, două, trei, patru, nu, patru mașini aveți. Nu, și cinci, că ești cu asta. Cinci vine de la 50 și o să mai am încă trei mașini. Sunt în alt garaj. Exit. Să mergem să ne comandăm acum un taxi ca să ne ducă direct la casino. Nu mă tai mână cu glumele. Dacă strângem la, nu, la 100 de abonați, băieți, vă promit că o să-i arăt fața lui Luca. Nu vă zic că e între un număr între... Nu. Cam câte like-uri? Peste 15 like-uri oricum. A, 1000. Nu pot 1000 pentru că nici măcar n-am 1000 de abonați, dar pe 1000 de like-uri. Hai 20 de like-uri și 20 de vizionare. Lăsăm așa. Pa bune, n-am bancheș la mine. Dacă... Mamă... Am 0... Mamă, cât ești... M-am enervat. Nu, nu pot să o bat. Sunt pe modul ăla, pasiv. Ia mă, două perește, băi! Alu, alu, alu. Lasă-mă, frate, dă mașina ta că am nevoie de ea. Da, te mă la o parte că trebuie să mă la mașina bănuților să mă duc cu ea pe Ciliad. Ia taci. Bă, alu, unde te bagi? A să vezi cum s-a... Bă, deci sunt cam proști boții ăștia din... NPC-urile astea din GTA 5. Proaste, nu proști. Logic. A, chiar, o să abia aștept să se lanseze GTA 6. Cum n-are cum să se lanseze, mă, Luca, că nici măcar nu e lansat de pe calculator. O să se lanseze în 2021 sau 22, parcă. Așa l-am uitat. Logic. Și atunci, băieți, când se lansează GTA 6, o să-l iau... Îți dai seama că o să iau din prima dată când se lansează, cum am luat și GTA 5-ul. Am un bumbac. Nu mi-am pus facecam-ul ca să... Că Luca nu vrea să fie văzut și nici eu nu prea mai trebuie să îmi pun facecam-ul. Uitați-o. De ce crezi că m-a ajutat pentru abonați? Că mă arată mișto. Așa, și acum mergem, nu o să-mi pun checkpoint pentru că știu pe unde să merg la Ciliad, dar pe care parte să o iau. Am o parte asta. Ba nu, am o parte asta, că știu drumul și pe aici. Păi nu, ce nu, mă?
Nu, că nu poate să vină, că sunt pe un mod în care nu mă pot vedea. Nu-l cunosc. Este așa, e sesiune online, toți oamenii care joacă. Mai dacă luam acum bogat, eu te făceam praf. Ce prost, nici măcar nu știu să conduc ăla. A, știu jocul, da. Băieți, sper că vă place cum am pus animația aia de la începutul videoclipului, cu like și subscribe. Am mai învățat ceva, să editez ceva frumos. Uți? Dar ceva spune că nu te las pe aici. Păi, nu știu. Dar că întorc aici. Bine, dar pot să iau și pe aici, doar că e drumul prea lung, așa că dacă o luam... Facem un episod special când mergem acolo. Asta și din gură, că era specială. Așa. Vreau să facem un test, să intrăm pe autostradă. Știu, sigur, 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 sigur știu asta. Deci trebuia să o luăm... Unde mai eram? Mai la dreapta, cred. Dacă doriți să fac și episoade așa din story mode, nu știu. Cum mă duc să văd fantoma sau ceva de gen, nu știu. Videoclipuri de astea, așa să-mi dați un comentariu să scrieți. Ba nu, și fantome. Au, ce lasă. Da, știu, dar e și fantomă, Luca. M-aș gândi să fac și episod din story mode, numai din online, băieți. Dacă doriți să fac episoade și cu curse, dar nu știu cum să intru în curse de curse. Mă bâlbei. Eu mă refeream, nu știu cum să intru în curse, dar e că de la noi, nu de astea vechi. Tot stunt race, dar nu știu cum să intru, dacă îmi puteți spune voi în comentarii. Uitați, să scrie în comentarii. Canalul, ce canal? Nu, au canalul lui Lil Kazi, eu nu-l știi tu. Nu știi. Nici măcar nu știi cine e Lil Kazi. Băi, și pe aici am ajuns la Ciriat mult mai repede, părerea mea. Și acum vom face testul suprem, băieți. A, că te uiți la canalul meu pe televizor. Au, fuck. Sau te uiți și pe calculator. Da, m-am înțeles de să explici. Am înțeles. Ce am zis? Mă, ce praf am făcut pe asta. Nu prea are stabilitate mașina asta. Cred că ce să... Ce zic o la spălătorie dacă e lovită? Că la spălătorie n-am ce căuta. Aia e pana. Nu să mă spăl. N-am de ce. Băieți, acum... Cred că o să urce lejer pentru că e sub și e 4-4. Într-un episod, alt episod. Un episod de mâine le arătăm.
Nu anterior, mă. Anterior înseamnă cel de ieri, nu. Episodul viitor. Adică de mâine. Sau de azi. Nu știu, fac două episoade, zic. Păi tot cu GTA 5, că... Tocmai le-am zis despre ce facem episodul ăla. Tu filmezi sau eu filmez? Eu filmez, nu tu filmez, că tu nici măcar n-ai canal de YouTube. Și ești prea mic oricum. Da. Cum poți să te vezi? Aoleu. Aoleu, lasă-mă cu ăștia. N-am chef acum de președinte și de prim-ministru. Păi tu, oricum, tu de unde știi de Iohannis și de Orban? Că ești prea mic. Aaa, televizorul fiecare. Oricum, știu că te uiți la televizor. Băieți și... Sper să se vadă bine pe filmare, să mă și aud, să se și audă bine. Adică și o să mă aud, dar și se audă și jocul bine. Eu... Și acum Luca gata, că îi stresăm prea mult pe băieți. Am văzut un joc mai tare. Oare mai pleacă de aici? Hai mă că e 4-4, pleacă. Și de aici pleacă, e bine.